La început de an, oferta locurilor de muncă disponibile este la fel de săracă ca și anul trecut, numărul total de joburi fiind de doar 84. Cele mai multe oferte sunt în industria textilă. Se caută 35 de confecționieri, ansamblori, articole textile cu calificare. Un alt domeniu în care se caută angajați este cel industrial. Este vorba de lăcătuși în construcții și montatori cu experiență de 5 ani și respectiv un an, macaragii cu experiență sudor și 5 tăietori autogeni cu o vechime de minim 5 ani, vopsitori industriali și dulgheri, meserii pentru care se mai obțin greu calificări și doar în cadrul unor cursuri de calificare. Pe lista locurilor de muncă disponibile se află și un bucătar cu vechime, 5 patiseri de asemenea cu experiență, 2 agenți de asigurare, un asistent medical, un controlor de calitate, un funcționar și un gestionar, 3 spălători de vehicule, șofer și săpător manual. Foarte puține sunt în schimb posturile vacante pentru absolvenții de studii superioare. Se caută doar un inginer mecanic și 2 inspectori de asigurări.